Salutare barbașanilor și bine v-am regăsit la o nouă mirobolantă hartă, din nou o hartă mirobolantă pentru că este făcută de o abonată. Îi mulțumim Darianei Hetei pentru această hartă. Ei bine, astăzi avem de a face cu dentistul care o să vă rezolve carile dacă cumva nu vă spălați cum trebuie pe dinți și înghețata care vă va crea carile, care vă va trimite la dentist. Acum, acestea fiind spuse, o să avem PVP probabil, o să avem parcur, Văd aici ceva, parcur, carusel, toate nebuniile din lume. Este o hartă extrem de bine lucrată. Am încercat să o mai joc de un milion de ori până acum. am încercat să dau join pe, pe Dariana de multe ori de-a lungul timpului. Cred că de vreo 2-3 săptămâni lejer se chinuie la ea. Acum poate nu a lucrat non-stop, dar de fiecare dată când intram, zicea, măi, încă nu este gata harta, intră și tu peste nu știu cât timp. Dar acum am reușit, așa că hai să vedem. Deci dentistul cu măscuța pusă, totul în regulă. Hai să vedem. Hopa, j boom. Și acum ținem shift ul și ne scade jumătate de viață. A, ah, trei sfert, nu jumătate. Ok, am înțeles. Aici avem niște mâncărică și o carte. Ideea hărții, da, exact ce v-am zis eu cu dentistul, bla bla bla. Și aici avem iepuie gătit. Aș aprecia, apropo și eu, să bubuiți butonul la blană de like, să îmi dați un subscribe plus clonțopel și de luni până vineri ne vedem live pe Trovo. Dați follow pe primul link din descriere dacă vreți să primiți mereu notificări. Pe lângă asta, un follow pe Instagram la nocif.insta să facem și noi 100k ar fi blășniță. Na bun. Văd că aici avem una bucată măgar pe care îl cheamă căpșunică și un cal pe care îl cheamă pufuleț. Uh, Poți să S -s cum, 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 mă uit în chesturi? A, așa bun. Hopa. Avem armurică și bucket of tropical fish. Măi, punem armurica. De ce nu? Să avem și noi cât de cât un pic de, de armurică. Cred că nu m-am dus bine. Hopa. Stai un pic că ne-a văzut Dariana, bă. Oh my god, disconnected from the server. Direct nu da kick. Uh, revenim. Ok, se pare că mi-am primit pediapsa, acum ar trebui să punem și noi armurica la loc. Dacă vrem să, să nu mai primim kick. Știu sigur că nu mi-a dat ea kick, probabil are ceva probleme că am mai încercat să filmez și tot așa i-a picat. Dar acum jucăm în continuare, nu contează, all it's good in the hood. Vlad văd că a dat și el join, are probleme, ok. Uh, să nu mai dați join, vă rog, pentru că mi-e frică să nu cumva să distrugeți ceva pe aici. Nici nu pot să-ți dau kick, Vlad. În fine, a, s-a dat deja Dariana. Da, bun. Fără alte probleme, sper, o să mergem prima dată în dentist, pentru că așa mi s-a spus, după care vedem ce are și înghețata. Prima dată trebuie să mergi după săgeată. A, ah, ok, ok. Stai că nu-i chiar așa. Mergem pe covorul alb, intrăm uh, în uh, Într-o chestie extrem de mică Aro? Sper că nu-i dentistul aici Măi, ăsta un, un mini castel Care, sincer, să fiu cu voi N-arată rău Ok, bun Și avem aici 5 milioane de chesturi. Sparge camera secretă Înțelegi um. Ok Sparge, dacă vrei poți, sparge Camera secretă în această cameră este o cameră secretă. Observă diferențele și găsește camera secretă. Ok. Deja devine interesant. Unde nu înțelegi ce trebuie să faci, mă anunți și eu îți spun. Ok. Aparent am găsit mai repede decât... Băi, de ce, de ce nu pot să intru? Stai, int dacă stăteam pe shift nu... are. rău. Băi, dacă stăteam pe shift nu puteam intra? A, trebuie să sparg tot. Ok, bun. Și avem una bucată chest. 5 bucăți de lemn. Uh, mor de râs, deci nu se poate așa ceva, nu mai pot de râs. Și râde. Adică vrea să mă vadă îmbrăcat în, în răz. Hai ce mai distrez, Ha, 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 ha. Ce am mai râs, bă. Avem și 64 de pumpkin pie, adică plăcintă ca boșii, lăsăm cărticelele pe aici, ai grijă, stai să citim și asta cu ai grijă, bam bam bam, bună, ți-am dat 5 blocuri care te vor ajuta să treci la niște nivele unde obligatoriu va trebui să le folosești, ai grijă deoarece la unele nivele e troll și trebuie să te gândești cum, nu am putut scrie împreună pentru că nu mă lasă Minecraft-ul să scapi de ele. Ok, am înțeles. Asta hai să o păstrăm cu noi. Dar ceea ce nu știe Dariana este că eu pot face asta și am 20 de blocuri. <laughs> Sper că nu m-au văzut. Sper că n-a văzut nimic, bă. Ok. Continuăm și... Băi, dar când mergem în dentist? Gândiți-vă, uitați-vă cât am de mers peste tot și încă nici măcar n-am intrat în dentist, care arată în mare, mare fel. Ok. Și aici cred că o să cam bubuim. Sper că nu. A, nu este doar spawn point-ul. Hopa! Avem elitra. Avem zboară, trișezi, mere. Și iar merie. Ia uite merili. Tate merili. Bun, am făcut rost de mere și văd acolo una bucată trader. Care stă de cam mult timp. Trebuia să iau elitra. Cred că nu trebuia să o iau. Adică, cred că trebuia să fi intrat în dentist prima dată. Zbori, trișezi. Ca să ieși din această cameră, trebuie să zbori sau să trișezi. Uh. Wait, what? Uh. Prie. Cred că trebuia să citesc asta înainte să ies din cameră. Ceva îmi spune că am cam trișat un pic. Ok... În această cameră trebuie să găsești un pătrat de diamante și în pătratul de diamante trebuie să găsești un chest cu un buton ca să deschizi ușa. Desigur, te întreb de unde știu, de unde, știu unde este portalul, este în fața lecternului. Ce? Ok. Cred că m-am descurcat până la urmă. Sparge. Îți dau un târnăcop ca să spargi diamantele. Ok, bun. Păi un pic. Block of diamond. Se sparge cumva cu iron pickaxe. Hmm. Da, uh, a uite, am găsit deja. Ok. Asta a fost uh, mai simplu decât credeam. Parcă erau, da, erau patru blocuri, Uite-le. Da, mă, se sparge. Sincer, nu știam, efectiv, na, opa. Ia uite că diamantele îmi arată calea și avem și un chest, Și avem și butonul despre care vorbea. bine Vă dați seama că un adevărat raion ce sunt eu, furăcios de fel așa, nu pot să las diamantele aici sub nicio formă. Așa că vom mai pierde câteva secundele să, să mai luăm ceva diamante. Ok, sper că nu vă supărați, dar nu pot să rezist. Hop, hop. Bun. Și aici mai avea unul care e fix sub. Wait, what? Stai un pic. Sparg ăsta și cred că o să trecem de bedrock. Ok. This is pretty cool. Bun, aici mai văd încă un diamant. Și cred că deja trecem pe sub. Mă, diamantele chiar mi arată calea de ieșire? Cred că da. Let's go! Dia, dia! Ia uite diamantele. Da, Na, mă, n-ai cum să o dai cu diamantele. Da, ceva îmi spune că... Că totuși nu voi ieși. Cred că trebuie să folosesc butonul până la urmă. Mă, de ce sunt atâtia? Și unde mă duc diamantele astea? Ok, cam atât a fost. Avem uh, 24 de diamante și dacă le transformăm frumos în uh, diamante normale, avem 3 stecuri și încă 24. Așa că, bineînțeles, cine dă un like acolo blană și un subscribe și un follow pe insta, insta primește câte un diamant. Pentru like, pentru subscribe și pentru follow pe Insta. Luați diamantili. Așa, le aveți acolo, bun. Acum dă... Da uh, Aolo, le -o Ariana. Asta este, eu vi le-am dat. Bom, bom. Cred că n-am pus exact unde trebuia, dar... Ok. 1, 2, 3. N-ați văzut nimic. Ai grijă deoarece TNT-ul este activat, nu călca pe el. Gândiți-vă doar că noi încă n-am intrat în dentist, nici în înghețată în nimic. Și mai avem și parcurul, mai avem, oh my god, harta asta cred că va dura mult și bine. Așa. Uh, păi ci urile se activează, dar a, uite am buton aici, le-a rezolvat repede. După ce îl craftez, găsește butonul ca să deschizi ușa. Stați un pic. Uh, punem astea aici să nu ne încurcăm. Și avem așa. crafting și albine. Uh, crafting. Din lemnul din chest trebuie să-ți faci și un crafting. Ok, albine. Acum încep provocările de craftat. Pentru camera asta trebuie să craftezi un stup de albine. Ok, bun. Păi luăm frumos lemn, nu? Luăm frumos honeycomburile. Uh, ne facem una bucată crafting table. Bă, ce bine îmi stă așa în răzmă. Ce bine îmi stă așa, -i. ziceți voi dacă nu mi stă bine. Ziceți acolo, că râdeți voi de mine în comentarii, că știu că asta vreți. Ok, și facem un beehive din asta. Și după ce îl craftez, găsește butonul ca să deschizi ușa. Uh, păi l-am craftat deja, gata. Ai și pus acolo. Deși poate trebuie să-l țin cu mine. Hai să mai facem unul. Bun. A, butonul e acolo, Iotel. l Iote butonul. Bun. Nu ai voie să sari pe acest bloc. Dacă sari pe el, trebuie să mai sari o dată. Uh, ok. Hai să vedem ce ne zice aici. Acum va trebui să faci o provocare, trebuie să te duci sus pe scară și să sari pe slime, după aia mai trebuie să faci asta încă de 3 ori, unde nu ai înțeles, scrie pe chat și eu îți zic, cum adică? Nu ai voie să sari pe acest bloc, dacă sar pe el, Aaa, pe ăla gen, dar pe ăsta trebuie să sar. Ok, a fost doar o provocare care trebuie să, în care trebuie să craftezi, troll, am înțeles. Ci că în mintea mea era mult mai greu de găsit butonul. După ce ai făcut tot ce ți-am spus, poți să pleci pe aici. Acum poți să mergi înapoi de unde ai venit. Ok. Na, hai să mergem noi la 5 milioane de blocuri înălțime, să dăm un jump frumos de acolo și să vedem dacă reușim. Dacă nu, aia e. Sper să mă spawneze. De fapt, nu, îmi dau bară spawn point, că dacă nu, o să dureze mult. Da, bun, și acum eu, gata, am sărit exact pe la pe care trebuie. Profesionist. Jbut. Ok. A fost mult mai simplu decât mi-am imaginat. Acum pot să mergi înapoi de unde ai venit. Fiți atenți că dacă o să calcăm pe astea, vă garantez eu că scrie ceva în genul ăsta. Like, share, subscribe. A, nu, 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 nu sunt. Ah, ok. Credeam și eu că... A, ok, ok. De fapt nu era nimic acolo. Hai la dentist. Bon. Let's go to the dentist. Ce ne ascunde oare dentistul? măi, ce secrete are el? Ia să vedem. Mâncam puțin. Bam. Bam. Mai aruncăm cu niște diamante, să avem noroc, bineînțeles. Ba Frumos. Le iau și înapoi, că de ce nu? Și hai să vedem în dentist care i treaba. Uh, văd că pentru început avem una bucată parcurianu. Hop, 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 hop jbum, jbum, jpac, jpoc, jbum, hopa, era să mă arunc Pak Pac, pac, easy peasy. Acum o să zic că, băi, nu pot să cred că ai făcut parcurul de ușor. Carnea prăjită, avem porcușorii pe acolo. Bun. Măi, dar de nu am la cărți, de n-am citit la cărți, de m-am plictisit. Ăsta, ci că doar trebuia să-l craftez. Simplu, 2 și simplu. Ia. Simplu. În această cameră trebuie să spargi lemn și să faci un furnal și să prăjești cărnit Simplu, 2. Ca să iei o bucată de scară. Cum adică... cum adică... What? Ok. Uh, păi, uh, trebuie să craftez un furnal, dar gen. cum? Pentru mine l-am făcut așa ușor. Ah, ok. Uh, Aro, adică gen. cum fac eu un craft. un, un, un furnal? stați un pic că. că nu prea e amuzant. Păi, și eu de unde e o O fi pe aici ascuns, măi? Bom, Mă, unde-i cobalul? Domnule dentist, că aici suntem pe zona. Uite, am făcut un P. Pe cine îl cheamă cu P? Petru, Paul, Pavel, nume de genul. V-am făcut... Uh, uite, v-am făcut p din nume. Se pare că cică s-a întâmplat o magie în chest. Yo, nu pot să cred. Wow. A apărut cobblestone-ul, măi. Frumos, facem una bucată crafting table, punem acolo, facem repede pe jor și una bucată furnales. Îl punem și pasta și omorâm percușorii. Bum, bum, ca să poți să intru ușor, hop. Am uitat să-l pun. Nu ai uitat. Cum adică? O fost magie, Dariana. Jbam, jbam, jbam. pe bune. Bom, bom, bom. Perfect, acum pentru a nu mai chinui fac direct așa, după aia așa Și aici mai punem unul de astea așa, după care hai cu porcușorii Aaaa, ah, și aici la porci ăștia se află scara măi Acum am înțeles eu, domne cât de tare e făcută harta E foarte bine făcută Nota 10 până acum Poate avem și un 10 plus până la final Jbom, uh, jbom Perfect. Punem și și am continuat. Bom. Ok. Și avem așa. În această cameră trebuie să copiezi modelul pe care l-am făcut. Ai lucrurile care îți trebuie în chest. Aici iei scările pe care va trebui să te urci doar după ce termin de făcut la fel ca și mine. Ok, aparent învățăm să și construim chestii. Bă, arată interesant. Zici că Wow, zici că e o cale ferată, bă. Tare. Bun. Aici construiești tu, spargi gardul și pui în loc de ce trebuie pus. Ok. Hai să distrugem fensurile în 23.000 de, de ani. What? Ok, gata, știu ce trebuie făcut. O să-mi iau astea după. Hai să le lăsăm să nu avem probleme de spațiu de aia și acum. Și avem... Boom. Am crezut că pot să le iau pe toate, dar nu pot. Avem și a pizza, avem și scările, avem și pickaxe. Băi, dar n-am loc pentru toate. În fine, las că mai iau eu după. Ok. Ne trebuie... Um, 1, 2, 3. Păi atunci de aici facem noi... Așen. Bun. Uh, trebuie să punem noi smot cuarțul și el trebuie pus așa. Bom, 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 bom. Perfect. Uh, aici va trebui să punem tot uh, scările de smot cuarț. Bom, 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 bom. Ia uite băi că mă învață abonații cum să și construiesc. Genial. Uh, aici se pare că am stricat un pic, dar nu repariu nimic, repar eu, așa, nu o să dea nimeni seama. Ok. după trebuie să punem noi... ăstea, um, le punem normal, nu? Stai că trebuie să dau asta la o parte. Bom. 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 A, ah, dar nu l-am pus bine, bă. Avem o problemă. Le-am pus greșită. Revenim imediat. Bun. Back in business. Și acum hai să le punem așa trebuiau puse. Din partea asta că altfel nu ies la fel. Și asta ne dorim noi. Bom, bom, bum, perfect. După care. Uh, hai să stingem prima dată ăstea. A, ah, dar se stinge doar câte unul. Oh my god. O să avem un pic de treabă, n-am să vă mint. Bum. De fapt, oare dacă pun eu ap Na, nu, că s-ar putea să se strice, lasă să nu riscăm. Uh, serios? Aro? What is... A, se pare că am luat un pic foc și că ceva se întâmplă. Mă, de ce nu... Aro? Stați că eu cred că mai am suficiente. Bom. Și bom. și bom. Ok. Perfect. Dăm și asta jos că deja ne încurcăm. A, trebuie să luăm toate gălețile cu apă. Și să le punem aici și e. Una, două, trei. Hai să le unim așa. Si uh, și să punem galețile frumos. 4, 5, 6. 6. Da. 7. Ok, ok, ok. Hop, hop, hop. Vreau să le iau pe toate. 8, 9. Nu cred că mi-ajung. Fiate încă nu mi-ajung galețile. Nu pot să cred asta. Așa, și mai trebuie una. Pe bune. Ok, o să considerăm că am făcut și acolo. Probabil o să mai pună Dariana. Iar acum ne mai trebuie... Ăstea, ei, Lanțurile. Ok. Și acum hai să vedem. Pot să le pun așa, da? Da, mă, da. Boom. Se pare că l-am pus pe unul oh, un pic mai greșit așa. Boom. Punem în continuare. Doamne, iartă-mă. Ok, n-ați văzut nimic. Bom, bom, bom. Și aici punem la fel. Ok. Și acum întrebarea mea este cum ies de aici. Um, gata, yay! Deci uh, uh, este bine. Bom, mi l-a stricat. Aro a, nu-i la fel, da. Adevărat. Uite că ea l-au făcut așa. Bun. Nice. Ok, ia să vedem ce avem noi acum aici. 8 scărițe, cred eu, suficiente. Dacă nu făceam și treaba aia, să ajungem sus. Fii atent că nu mi-ajung acum. Ba da, mă, mi nu mi-ajung. Ba da, ba da, ba da. Ok, ok. Uh, se pare că avem de a face cu ceva zombalăi. Și trebuie deja... Stai că mi-am mi lăsat toate chestiile jos. Aro, prieteni! Stai că aveam și eu niște chestii. Uite, Elitra, de exemplu. Diamantili, mâncarea, lemnele și cam asta, cam asta. Bun. Acum, dacă suntem pregătiți... Ia uite că pot să trag un ochi acolo. A, da, avem de-a face cu niște șcheleți, cu niște jombalăi, pe așa lejer de vară. Bum, bum, bum. Astea le punem așa. Stai că s-ar putea... Da, mai mult atac damage pe netherite. X-ul ăla. Așa că îl vom folosi. Hai să ne și echipăm. 3, 2, 1. Bum. Și în sfârșit nu mai suntem răji. Aruncăm toate astea. Și hai să vedem. 3, 2, 1. Cred că trebuie să mănânc. Mai bine. Nu mai ești în rost, pe păi, bineînțeles că nu mai sunt Hop, hop uh. Bă, da, de ce? Bă, nu-i cinstit Dacă faci din astea, pe păi atunci fac și eu din astea na. Oh my god Au, au, au Îi lasă să se bate între ei, tactică, tactică Și eu încerc să mănânc Deci asta e tactica supremă Dacă vă întâlniți cu mulți din ăștia Bam, zombalei, schelet și, și toate cele uh, Încercați să mâncați Să vă umpleți viața și pe ei lăsați să se bată între ei Dacă merge, că văd că nu merge nici așa Aro, au. Se pare că tot a murit. A, ah, și acum o dat aici. Doamne, ce îmi place. Nu e nimic, lasă că am ajuns și mai repede. Hai mă, dați-o cu mine acum că sunteți uh, mai puțini și nu mai aveți nicio șansă. Avem și mere înceantate ca boi și bam bam bam. Ok. Și cred eu că asta a fost cu dentistul. Gata cu dentistul. Bun, deci cu dentistul este gata, așa că putem... Uh, YouTube ar muri ca râzi. Putem merge jos. Bam, 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 bam. Și am ajuns direct la slime. Băgăm un măre înceantat, a zis doar la nevoie. Păi am nevoie, mi este foame. Uh, și acum hai să vedem ce se află în înghețată. Sunteți gata că eu nu. Băi frate, da, sunt efectiv prea multe. N-am cum. Măi, de cât îmi filmez? Prima dată trebuie să mergi după săgeată. Ia și verem. Săgeata. Hop, hop, hop. Săgeata. Hop, hop, hop. Avem doar 3 miliarde de săgeți. Bom, bom. Poate în labirint o să fie o parte de troll, dar dacă gândești, te prinzi. Va urma un labirint care trebuie să îl faci. Ca să primești diamante, multe, multe diamante. Bine, o să primești doar un diamant. Hei, mi-o dat schem sau știi ce primești atât ca să vezi câte diamante primești, trebuie să calculezi. 12 ori 12, păi, după calculele mele, stați un pic. bam, bam, Dați-mi 2 secunde. 144, dacă am calculat bine. Și 1 ori 1234, 1234. Ca să vă explic cum am calculat la 12 ori 12, la mine e super simplu descompun, adică fac 12 ori 10 plus 12 ori 2. Adică 12 ori 10 e 120 și 12 ori 2 e 24. 120 plus 24, 144, cam așa fac eu calculul în minte. Ca să nu ziceți cumva că l-am făcut pe calculator, de asta o trebuie să tac, să pot să fac calculul în minte. Ok, și rezultatele calculelor trebuie să le aduni și după aia să le scazi cu 1.370 și rezultatul este câte diamante primești. Am înțeles. Deci 144 plus 1.234. Stai că asta să o scriu să le văd în față. 144 și 1.234 este egal cu 1. 3. Au! Oh! Îmi făceam și eu așa, trebuia din cap. Uite-te în spate cum adică. Calcule și rezultatele aici, vezi dacă ai calculat corect. Am înțeles. De aici îți iei carte și scrii. A, trebuie să scriu, ok. Bun. Deci 12 ori 12 egal 144. 1 ori 1, 2, 3, 4 egal 1, 2, 3, 4. 144 plus 1, 2, 3, 4 egal 1, 3, 7, 8, 1378. Ok, sign, rezultate, sign and close. Trebuie să le scad cu 1300 asta că n-am, oh my god, stai să-mi iau o carte. Ok, deci cât era măi? 1378, 8 diamante îmi dă doar. Uh, 1378 minus 1370 egal 8 diamante ca sărăchiile. Sign and close, sărăchi. Ok. Și punem frumos rezultatele aici. Luăm să vedem care sunt ele de fapt. 12 x 12 144 este o metodă ca să calculezi mai ușor așa 12 la puterea a doua dacă nu știai sau ai uitat. Păi e același lucru, 12 la puterea a doua, 12 x 12 pe care e 144. 1 1234, da, 144, da, 8. Ok, răspuns final, 8. No, pe vreau să-mi văd diamantele. Unde mi-s diamantele? Diamantili! Unde sunt diamantili? Ha, că am pus un cap acolo din greșeală. Ok, vreau și eu 8 diamante. Ia să le văd. Cât i-am? Trebuie să am 60 acolo, ia. Să se le pune așa să le vedem. Hai să vedem diamantele. Vrem diamantili. și e. Bun. Labirintul. Iate după săgeți ca să ajungi la ieșire. Ok. Uh, păi. Uh, după săgețile de sus, cred. Ok. Pe aici, cumva. Da, bă, da. O lejer Ce scrie aici? Aici e drumul închis, trebuie să te întorci Pe bune Dar stai că pot să văd ieșirea adevărată uh, Cred că acolo e ieșirea adevărată Undeva, ba nu, de acolo am venit eu hmm. Cred că asta de aici de lângă Mamă, aici, ce scrie aici? Deja e prea scurt ca să fie și corect, ok, bun, uh, și cred că aici putem să mergem așa, dacă nu mă înșel A, ah, dar n-am băi, am ajuns în același loc, aici e drumul închis, nu? Da, bun, ce deci aici am fost, hai să punem noi un dart să știm că am fost Nu e calea corectă. Bă, frate! Cum adică nu e calea corectă? Pe bune? Ok. Măcar ai încercat, dar nu e calea corectă. Pe băi, serios? Hmm. <laughs> Bă! M-a prins, bă. Ok, deci înseamnă că pe acolo trebuie să merg pe undeva. Nu trișea, Doamne ferește, eu? Dar mă știi pe mine să trișez? Doamne ferește. Mai stai un pic, e undeva pe partea asta, pe aici. A, aici? Iată după... Mă, de aici am plecat. What? Bă, a fost și eu un pic de ciobolan, dar nu a mers. Noci, Băi, dar nu înțeleg unde ar trebui să fie ieșirea. Au! Stați un pic că trag și eu cu ochiul, na. A, ah, pe acolo. Pe păi, ce mai ieșirea? Nă, no, ceva nu-i cebăleană. Bă, dar nu înțeleg. Ce greșesc. Aro, ce greșesc. Ok, hai să mai tragem cu ochiul un pic. Ca boșii. Mergem aici. No, Bă, dar m-au așteptat direct cu șalupa. Ok, deci de acolo am venit. Păi și ieșirea care-i? Frate, mă depășește psihic. Au! Am, am ieșit, bă! Mă, era aici! What? Mă, frate, în tot acest timp era atât de aproape și eu trebuie să... Să fiu ciobolean Doamne, nu că eu am ieșit pe bune, nu, 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 n-am trișat Nu, nu, nu Hai că n-am trișat dacă e. Na da, bun, acum hai să mergem în înghețată Doamne, că cred că avem episod de 5 ore Dar nu e bai, știu că vouă plac episoadele lungi Așa că hai să vedem 2. Intrăm în înghețason Hai mă să ne batem, haideți mă prietenii mei, ce ziceți? Băgăm un pic de speedrun Uuu, hai cu bătaia cu zomba bam, 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 Dacă cumva v-ați întrebat vreodată ce se află în înghețată, e bine zomba și pili Jerry Uite cum se bat ăștia între ei Jerry, Jerry, pili și niște villageri zombificați. Gata și cu ei. Atau au fost cu ei. Hai și mai sus. Ce alegi dintre? Cartofi, pai, hamburger. Nu hamburger, ok. Hamburger. Și sucuri uh, cu coloranți. Cartofi dulci, legume și apă simplă. Normal că alegem cartofi dulci, legume și apă simplă. Dar, asta doar pentru o secundă și vă sugerez și voi să faceți același lucru, gen nu pentru o secundă definitiv, să, să eliminați pe cât posibil toate sucurile cu coloranți, cu cartofi prăjiți, cu toate acestea, dar când mergeți să mergeți pregătiți gen ca mine, așa. Și intrați peste ele, mă, și le bateți, le dați mare baștârcă în cap. Luați de aici, prieteni. Așa ajungeți și voi dacă băgați sucuri și cartofi prăjiți non-stop. Ca șcheleții ăia. Bun. Niște mere tate. O, salut, prieteni. Ce ziceți? Adică dacă merg pe legume și pe astea o pățesc la un moment dat sau cum? O, ui, ce ziceți? A, dar ăștia sunt prea înalți, mă, și ajung Săraci. Și voi ați băgat, mă, cartofi părăjiți și sucuri cu coloranți? Recunoașteți. Ha, mă, recunoașteți. Deci este zbăși băleani? Bom. Ok. Și am ajuns să echișea. Construiește ce am construit eu invizibil. Poți construi în această cameră oriunde vrei tu. Eu trebuie să te ghidez și tu o să construiești un model pe perete. Cum ar trebui să îți iasă, dar nu ai atâtea materiale pentru a trișa. Deci pe un perete îți spun cum trebuie să construiești. Dacă nu ești sigur, mă întrebi pe chat și nu mai pun pe perete. Dacă nu înțelegi, mă întrebi. Că mă întreb dacă e bine, ai lucrurile care, pe care trebuie în... Așa, ok, am pus pe care din greșeală, scuze. Trebuie să construiești o fermă de mâncare sau să faci din ele. Ce? A, ah, mă, frate, că harta asta e infinită. N am cum să o termin, cât mai durează. Mă frate, eu o să o continui pe un alt episod, ok? Cât avem până acum? Stați un 35 de minute, ne ajung. Gata. Continuăm pe episodul următor, dacă mai vreți, ok? Mulțumim foarte mult, Dariana. Este o hartă incredibilă, dar nu le faceți chiar atât de lungi. Adică e ok 35 de minute, dar mai avem și parcurul după. Așa că ne vedem pe episodul următor dacă vreți continuarea și dacă Dariana ne mai deschide harta, bineînțeles. Dacă văd multă susținere, o să terminăm și această hartă. Vă salut cu respect, toate cele bune, sper că ați bubuit butonul de like, un share, un subscribe. Ne vedem, șpa, șpa!